nivel de atașe și nivel de politic pentru răspunsul la invitație. Este un proiect care privește Constanța, așa cum am spus și spun și repet, consențienii, ca mediu de afaceri și ca mediu politic, nu trebuie să așteptați prezența Guvernului fiecare zi. Nu trebuie să așteptați să vină soluții din București, pentru că soluție este acasă, aici în Constanța. Avem nevoie de o altă deschidere, altă abordare, cei 30 de ani în care cu toți am avut multe încercări, cu eșecuri și cu succesul, cred că avem momentul în care să tragem linie și venim cu altă abordare. Prezența și mediul de afacere este absolut necesară pentru dezvoltarea economiei. Nu putem vorbi despre economie și dezvoltare județului, așa cum am văzut de multe ori, numai pe hârtie și odată la 4 ani când sunt alegeri. Cred că este o gândire greșită și așa cum spunea Einstein, cu aceeași conjunctură întotdeauna vom avea aceeași rezultate. Deci trebuie să schimbăm abordarea pentru că altă variantă nu avem. O mică parte dintre oameni, care poate fac parte și eu, ca mediu de afaceri și ca clasă politică, probabil am avut un noroc sau am fost mai perseverent sau o șansă să fim aici unde suntem. Cred că avem obligații față de societatea care trăim și care facem parte să întoarcem înapoi o parte din ce am acumulat. Ca experiență, ca latura financiară și ca modul de a comunica cu toate clasele sociale. Eu sunt o persoană care întotdeauna a făcut să fiu, să dau start, pentru că refuz să fiu un om de afacere, sunt un om pauză care fac afaceri. Vreau să rămân un acest om simplu, modest, care a plecat de la o familie modestă, care a avut o șansă în România să fac ceva de ferit, pentru că este cel mai important lucru în viață să rămân oameni simple, modești, de aceea avem în spate, e treaba fiecare dintre noi. Țin minte că am primit un ajutor de 50 de dolari când eram anul 5 la medicină și mi-a fost de așa de mare ajutor încât am plecat în Liban și am adus niște bluzi și niște dulciuri pentru prieteni, iar blugi a fost de vânzare. Și așa am plecat excursia mea ca om de afaceri. De 950 am făcut 500 și așa mai departe. Cred că politica nu se face doar o dată la 4 ani, se face în fiecare zi politica Constanțeanului când vorbim de Constanța și de județul Constanța. Am pus o întrebare și care nu găsesc răspunsul. De ce în Cluj se poate și privim în Clujul, care astăzi chiar concurează Bucureștiul și în Constanța nu se poate? De ce în Oradea se poate, sau la Buzău chiar acum, și în Constanța nu se poate? Ce au în plus față de Constanța? Eu aduc aminte că Constanța a fost pe locul din primele 3 locuri, din punct de vedere economic, în România, ca județ. Iar astăzi suntem pe locul 13. Explicație? Pauză. Nu. Eu cred că suntem în stare și putem și Constanța are foarte mare avantaj. Din toate punctele de vedere, de la faptul că se află pe Marea Neagră și cu portul care concurează Rotterdam și care, din păcate, merge pe o capacitate de sub 25%. Cine se devină? Pauză. De ce salariul mediu în Cluj este peste 3.800 de lei, sau 4.000 de lei chiar a ajuns, iar în Constanța 2.700. Acolo sunt alte legi, acolo este alta țară, acolo este alt mediul politic? Cred că da. Nu vreau să luau Clujul cu nimic, că n-are nimic în plus,
dar nu putem doar să stăm cu invidie. Trebuie să învățăm din greșelile ca să putem face un pas înainte. Nu putem doar visa și vorbi și doar critica când este PSD la putere, PNL să critici PSD. Nu ne încălzește cu nimic. Și când este PNL la putere, doar să așteptăm să facă greșeli PNL ca să vină PSD peste 4 ani. Nu este normal. Este absolut greșit. Ce avem nevoie? Cred că un model de afaceri implicat și invit pe toți oameni de afaceri din Constanța să dăm exemplu și de aici să plece trenul expres ca de toată țara, să încercăm să fim măcar o dată premiat pe această idee în care să facem cum era pe vremuri, pe peniera de fotbaliști în Craiova, să fie pe peniera mea de afaceri în Constanța. Atelierul de afaceri este o soluție. Eu sunt convins că miliardare sau milionare din Constanța au nevoie de a exprima din punct de vedere social. Iar clasa politică are obligație, pentru că are experiență de a comunica mai ușor și poate mediul de pace are nevoie de ea, așa cum spuneam mai devreme doamna primar din Cumpăra, spuneam eu în locul dumneavoastră pentru fiecare persoană care vine să facă un proiect de imobiliar, să-l oblig să ajute un mic om de afaceri să pornească. Trebuie să asumăm ideea de seniori și juniori. Cei care au reușit după 30 de ani, ei sunt seniori. Că ne plac sau nu ne plac, mai puțin important. Dar e important să dăm șansa juniorii care doresc și care simt că e în stare acum și au tot ce trebuie lor să pornească o mică afacere. Eu n-aș vrea și niciodată, așa cum am spus-o la imperiilor care m-a fost de folos așa misiune, că n-aș vrea să învăț oameni cum să fie niște angajați ideal. Vreau să învăț cum să fie angajator ideal. De ce să fie 5 milioane de români care sunt, din care 99% sunt angajați în Germania, Italia, Spania? Să fie brandul România este doar să muncitorii care să îi pune la muncă în diferite țări europene. De ce să exportăm care stau brută și exportăm așa, tâmplare și importăm mobila din Germania? Nu putem oare face cu tâmplarul care pleacă de parte de familie, fabrici în România, ca să exportăm mesele și scaune în Germania? Răspunsul, da. Ce ne trebuie? Eu cred că, după 30 de ani, permis să spun că politicul singur nu este o soluție. Soluții suntem toți care am cumulat așa experiența să exprimăm fără frică și fără rușine și fără niciun pic de interese ascunse, încât să dăm o mână și să obligați în fiecare de noi. Mână în mână încât să formăm asta așa cum am avut noi șansa să aibă și ei șansă. Am vorbit și repet, nu am interese ascunse și nu vizez niciun scaun politic. Și dacă am vizat într-un moment sau altul pe zona administrativă și respectiv Mangalia, am fost onorat să fiu atacat nu de Guvernul România doar, nu de Ministerul de Interna și de toate structurile, ca să nu ajungă o persoană care nu a avut nimic de luat, doar de dat. Este orice dintre noi care încearcă să facă ceva mai bine, are de suferit, dar asta pe mine nu mă împiedică, pentru că spuneam încă un filozof foarte frumos, datorită furtune, stejare, aură de cin adânci. Nu mă sperie nici Ministrul de Interne, așa cum am spus în 2007 aici, când era DNA în plină umploare, nu mi-e frică de DNA și vei investi în continuare. Să nu vă frică și fac reper la aici, la clasa politică de DNA, când e vorba de Constanța și de proiecte pentru Constanța. România trebuie și nu poate să aibă locul ei potrivit în Uniunea Europeană și chiar mondial, decât într-o economie puternică, solidă, care se bazează pe capitalul autohton. Multinaționale sunt binevenite și oricând avem nevoie de ei. Dar economia se bazează pe capitalul autohton. Cu cât avem mediul de afaceri mai dezvoltat, cu atât avem economie mai puternică. Pentru că, așa cum știți foarte bine, și trebuie să
cred că aveți informații necesare, încât multe naționale, când apare crize, cum a apărut în 2008, au dispărut primele. Cine a rămas? Așa român care se chinuia să dea salariul fiecare lună ca să poată să aibă continuitate. Dintre care și eu. Când spun român, nu spun pentru că să am un avantaj sau altul. Nu spun pentru că am obligație față de o țară unde am trăit peste 38 de ani. Am obligație și care mă simt de 13 român, iar toată experiența care am cu cultura libaneză o pun la dispoziție pentru a încerca să fac ceva mai diferit. Pentru că așa este mie caracterul, fără să aștept nici măcar o aplaudă din partea unei persoane sau altă. Proiectul de 15 proiecte care avem este o chestie foarte naturală și simplă. Ideea am propus-o acum 3 ani de zile în prezența de Banca la Transilvania și Ziarul Financiar, ca să facem fiecare om de afaceri să asume măcar 2-3 persoane, 4-5, 10 cât poate, încât să-i ajute, pentru că numai așa putem dezvolta MMM-ul. Că fără întreprinderii mici, în special, economia este bazată pe 2-3 companii, așa cum se întâmplă astăzi la Pitești, că dacă pleacă Dacia, rămân zeci de mii de oameni fără loc de muncă. Deci, atenție foarte clar că nu putem baza pe companii foarte mari. România are nevoie de cât mai multe proiecte mici, de oameni care să vină cu inițiativa, doar noi să-i dăm acea șansă încât să exprime. Există, dar programul din partea guvernului care promite foarte mult și, din păcate, puțin oferă, și care foarte multe pe hârtie mai puțin palpabil. Sunt fonduri europene. Ce nu știți, și aici adresez prezența primarilor aici, că fonduri de europene nu sunt de ajuns dacă nu sunt consolidate cu investiții private. Degeaba a făcut aeroportul din Tulcea dacă nu are cu ce să-l întrețină. Nu sunt curse în Tulcea. Cu ce să întrețină cheltuieli de peste 1,2 milioane pe an de întreținere. I-am zis domnul președintele Consiliului Județean că nu e o soluție. Soluția este, odată cu fondurile europene, să încercați să ajutați mediul de afacere, să dezvolte, pentru că să creăm locuri de muncă bine plătite. Singura variantă pentru Constanța să creștem salarii este să avem concurență între noi ca oameni de afacere, încât să nu mai găsim cameriții la 2500, să fim nevoiți să plătim 3500 și 4000. Așa cum se întâmplă în Sud și chiar și în Constanța. Avem. Dar Constanța este atipic, pentru că vara sunt foarte multe locuri de muncă, iarna de mai puțin, dar putem consolida cu multe alte afaceri care merg foarte bine iarna. Nu cred că sunt cel mai deștept dintre deștepți, nu cred că am ceva în plus față de alți, doar cred că am o viziune și viziunea mea se bazează pe două aripi. Prima, să continuăm afacere, și a doua, să fiu prezent în viața socială, pentru care dintre cei care au nevoie de mine într-un mod sau altul. Domnul președinte Stroie, am văzut că prezența PSD-ului și salut prezența PSD-ului, nu sunt un PSD-ist. Până acum, un an de zile, eram mai galben, mai PNL, dar probabil eu am rămas acolo unde trebuie și PNL s-a dus în alta parte. Asta este viziunea fiecare partid. Vă spun singur lucru. Nu așteptați 2024. De mâine începeți să aveți deschidere ca mediu de afacere. Pentru că soluție, ca și în fonduri europene, sunt două aripi necesare pentru a asigura un zbor sănătos. Veniți cu altă abordare către noi. Noi așteptăm. Nu mai ne trebuie nimic ca oameni de afaceri decât un respect. M-aș bucura, așa cum am văzut domnul Câțu, care a avut timp să se ducă în toate județe pentru o candidatură la președinții PNL, m-aș fi bucurat foarte mult să mă onoreze cu o vizită. Nu mie doar, la foarte mulți alți colegi care vă spun în spate, în fiecare investiție există foarte multe stres, probleme, sănătate. M-aș bucura că domnul președintele Iohane să, măcar la ziua România, să fim invitați odată pe an, să mă dau că, uite, domnule, cineva mă bagă în seamă.
De ce nu se întâmplă acest lucru? De ce portarul de DNA a invitat la Ziua Națională? Și nu oameni de afaceri care sunt importanți și care au mii de angajați. Asta România capitalistă care vrem cu toți? Vă spun răspunsul nu. Curajul este cel mai important lucru în viață. Și atunci când ai dreptate, vocea poate să fie mai puternică. Nu că am dreptate sau nu am dreptate. Vei încerca. Sunt convins că poate nu tot timpul va avea succes. Dar dacă nu încerc, cu siguranță tot timpul va avea eșec. Vei încerca pentru că mi se pare face parte din educația care o am și trebuie să facem acest lucru să niciodată să nu uităm de unde am plecat. Sunt convins că din cei 600-700 de candidați care conduc 15 proiecte, că probabil e foarte greu mie să aleg 15 proiecte. Și aici fac apel, prin ajutorul presei, către tot mediul de afacere să vină alături de mine sau să mă duc eu alături de ei, ca să fie nu 15 proiecte, să fie 100 de proiecte oferite de mediul de afacere. Și sunt foarte mulți oameni de afacere de succes în Constanța, care știm foarte bine și vedem pe în ziarul capital sau în altă parte cu milioanele care sunt, să vină alături de mine ca să facem 100 de proiecte pentru Constanța. De ce nu? Se poate și sunt convins că o parte de răspunde la acest apel care am, fără să fie frică să vină, că a trecut timp. Tu 30 de ani și nimeni nu să ceară să socoteală cum a făcut primul milion. Acum e momentul în care să încep să dăm înapoi, viața începe cu alte proiecteți în care acest proiect minunat, care că va aparține, dar oricând pot să doresc orice alt om de afacere să fiu alături de el, că nu e important locul care sunt, important ce îi face în acest loc. N-aș trebui foarte mult, vreau să adresez candidații că primul pas este făcut, totul depinde de dumneavoastră. Să nu credeți că noi am început afacere lucrând 8 ore pe zi. Micul dejun l-am avut la ora 11 noapte. Eu nu v-am spus să faci acest lucru, dar nimic nu este ușor. Trebuie să știți, să fiți conștienți că aveți o șansă și toți avem în viață, am primit o șansă, unii care am încercat să profităm maximum de ea, cum se întâmplă și cu dumneavoastră astăzi, și alți care au crezut că o să mai vină la tren. Din păcate, mai greu. Vă adresez să fiți mai serioși, implicați, pentru că confortul care îl vreți când sunteți tineri este exact contra desconfortul care ați avea când sunteți mai mulți. Vreți acum confort? O să aveți desconfort după 45 de ani, 50 de ani. Să aveți un pic de desconfort acum pentru viitor, pentru o familie, este un lucru minunat. De a simți și a gusta succesul este mai mult decât orice în lumea asta. Eu v-am zis și aveți în mine nu doar un mentor, ci un om cu experiență. Alături de voi cu, și cu bani și cu sufletul, tot ce trebuie, dar vreau să fiți niște oameni exemplari, că la anul, în acest zi, ca astăzi, să vină lângă mine, măcar din 15-10 persoane, alături de mine și să spună povestea lor cum a fost într-un acest an. Aveți șansa și suntem nu că serioși, super serioși. Niciodată nu am dat înapoi și nu vei da înapoi pe nimic, indiferent de conjuntura. Și aici am vis și clasa politică și primare care sunt, în special cei care au răspuns sau care poate n-au avut timp. Așa cum spuneam mai devreme, primare se vine cu ajutorul nostru și cu ce poate fiecare, ca să arătăm și în Constanța este un alt start. Că domnul primar care a fost impus Constanța, și pentru că sunt unul care am vrut să candidez pentru Constanța și am văzut că a venit domnul președinte și ne-a arătat cu degetul domnul Chisac, adică probabil știi mai bine domnul președinte decât mine, la fel cum a făcut ambasadorul Americii, am zis că sigur au mai multe informații. Eu vreau pe domnul primar să înceapă să facă ce a promis. Pentru că Constanța are nevoie după un secol, așa cum spunea pe eleul de PSD, de o altă abordare. Și am crezut cu toți că se poate și să facă domnul Chisac. Dacă nu, le invit pe domnul
primariță de la Cumpăna și domnul Florin de la Novotar, să profite de faptul domnului primar nu dă autorizație și nu ajută mine de afacere, încât dezvoltați pe lângă Constanța ce trebuie să dezvoltați. Este o ocazie unică. Trebuie să vă bucurați dacă nu e așa pe măsura care sunteți, încât să dezvoltați și arătați că se poate pe lângă Constanța să dezvolte lucrurile minunate, așa cum ați făcut-o de ani de zile de când sunteți primar. Deci, aș încheia spunând că nu avem altă soluție, nu așteptați Bucureștiul, nu așteptați guvernul, nu așteptați să fiți în funcție pentru că a implantat 100.000 de pom în Constanța și a îndruma 10.000 de oameni, nu avem nevoie de nici domnul Rotile, nici de ministere, nici de poliție, nici de relație, avem nevoie de inițiativă proprie și cred că Constanța este în starea să aducă acest lucru. Vă mulțumesc și invit pe domnul președinte Stroie să răspundă cu mine. Sărut mâinile, bună ziua! Este o bucurie și în același timp onoare deosebită să fim astăzi prezenți împreună lângă unul dintre cei mai buni români. Da, e cetățean român. A venit în România în anul 1982, peste câteva luni de zile, sunt 40 de ani de când, cu consecvență, cu profesionalism, cu suflet, oferă un exemplu de ceea ce înseamnă să fii un bun român pentru România. Și spuneam că suntem împreună astăzi, eu și colegii mei, nu pentru a participa la o acțiune politică, ci pentru a arăta tuturor respectul pe care îl purtăm unui bun român, un om de afaceri de succes, un om care a fost și medic la Spitalul Colectiv la mai mulți ani de zile, dacă nu știați, și un medic apreciat, un om care a operat. Este pentru mine un exemplu de competență, un exemplu de bune practici cetățenești, un exemplu de succes în mediul de afaceri. Este o idee extraordinară ca 15 afaceri să fie oferite la cheie cu suport financiar considerabil. Suportat din veniturile proprii. Este o idee, repet, extraordinară ca aceste 15 afaceri să fie oferite la cheie către 15 manageri. Cu siguranță se vor dovedi manageri de succes și vă urez un succes. Și vă rog să mă credeți și vă rog să-l credeți pe domnul doctor Mohamad Murad, că micul dejun, într-adevăr, de multe ori, se ia și la 11 noaptea, dacă vrei să ai succes în ceea ce faci. Din păcate, România nu oferă cel mai bun suport pentru întreprinzători, pentru cei care încep sau care continuă afaceri. În afară de controle foarte perseverente și foarte focusate, de multe ori cu substrat politic, din păcate încă în România se fac prea puțin pentru promovarea, prea puține pentru promovarea mediului de afaceri. Repet, nu vreau să fac politică și nu, în cuvântul meu, nu vreau să transform această frumoasă inițiativă într-o acțiune politică. Nu este cazul. Evident, m-aș și bucurat ca la această manifestare extraordinară, la care noi suntem prezenți trei parlamentari. Constanțeni, Horia, Țuțuianu, Lucianu, Goci și, evident, eu, suntem prezenți cu respect. M-aș bucura să întâlnim cu toți parlamentarii Constanțeni. Deci am spus cu parlamentarii Constanțeni, nu am spus cu reprezentanții unor partide, și să vedem ce putem să facem, pentru că în Parlament, să avem inițiative care să sprijine
turismul românesc, să sprijine oameni ca domnul Dr. Mohamad Bulea. Din păcate, se vede că e greu să aduni niște români la aceeași masă, chiar dacă în spatele acestor inițiative se află oameni deosebiți, cum este gazda noastră. Dar eu nu-mi pierd optimismul, sunt un optimist incorrigibil. Niciodată, ghilimele de rigoare, niciodată nu am pierdut în viață, am câștigat sau am luat-o de la capăt. Sau am învățat. Pentru că și din insucces poți să înveți cum să procedezi în continuare ca să ai succes. Deci, ori am câștigat, ori am învățat. Și aceasta trebuie să ne fie deviză. Din păcate, spuneam, sectorul Horeca nu a fost sprijinit mai deloc în această perioadă grea pe care a traversat-o și România alături de țările lumii, perioada pandemiei. Poate că acum erau necesare, nu poate, cu siguranță acum erau necesare cele mai consistente măsuri pentru a sprijini acest sector vital, sectorul Horeca. Din păcate, lideri marcanți, oameni care au condus executive în această perioadă, au spus suscitare, dar de ce să ne mai mirăm? Pentru ce au spus, când ei nu știu care este prețul pâinii, că nu consumă pâine, nu știu care este salariul minim, pentru că nu-i interesează. Și au spus acești lideri că sectorul Horeca nu prezintă importanță pentru România, prezintă o importanță extraordinară. Îmi pare rău că n-am reușit să conving colegii, dar nu mă las, repet, înfrânt, că ar trebui poate să oferim turismului românesc de la litoral 4 luni de sezon. Și măcar de la 1 iunie până la 30 septembrie, toate celelalte domenii importante din activitatea românească, inclusiv învățământul, să nu aibă niciun fel de acțiuni. De la 1 iunie până la 30 septembrie să putem să facem turism la Marea Neagră. Se poate face o organizare dacă există o viziune la nivel central, dacă există o colaborare de sus până jos cu reprezentanții unităților din sectorul Horeca. Pentru că 4 luni de activitate înseamnă 4 luni de venituri. De venituri pentru statul român. Care poate să-și desfășoare apoi activitatea, să sprijine mult mai bine celelalte domenii, inclusiv învățământul. 4 luni de activitate înseamnă venituri mai bune pentru cei care lucrează, pentru salariații din Horeca. Câștigurile acestora merg în piața reală și cei care aprovizionează piața reală, producătorii, pot să trăiască mai bine. Din punctul meu de vedere, sectorul Horeca nu este un sector marginal. Este unul dintre cele mai importante sectoare ale activității românești, mai ales astăzi când, cu ghilimele de rigoare, economia care bubuie, e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Și atunci, inițiative de acest gen, ca să nu vorbesc prea mult, cred că deja am pus răbdarea la încercare, trebuie sprijinite. Trebuie sprijinite de toți, inclusiv de toți parlamentarii constanțeni. Sunt convins că cei care nu sunt prezenți au avut activități mai importante, sau cel puțin atât de importante, de susținut. În ceea ce mă privește, voi sprijini întotdeauna, eu și colegii mei, oameni care au asemenea inițiative, cum este domnul Dr. Mohamad Bulea. Repet, am un respect deosebit pentru dânsul, un respect care vine din timp cu consecvență, nu este un respect oportunist. Mă mândresc, ca și colegii mei, ca Lucian și Horia, că am fost astăzi invitați, mă bucur că există acest eveniment pe care îl vom sprijini în continuare cu toate consecvențele. Vă rog frumos, domnul doctor Mohamad Murat, să continuăm discuția pe care o avem de ani de zile și să îi dăm mai multă consistență, astfel încât împreună să construim proiecte economice, dumneavoastră, să
să vă sprijinim în a construi proiecte economice, nu proiecte politice, proiecte economice, care, la urma urmei, vor aduce bunăstare pentru Constanțe. Noi, la Constanța, în județul Constanța, trebuie să gândim ce putem să facem pentru Constanțe. Pentru Constanțenii din municipiul Constanța, pentru cei din Cârșova, pentru cei din Limanul, pentru cei din Megidia, pentru cei din Năvodari. Și dacă stăm cu toții la aceeași masă și punem în fiecare lună câte 15 proiecte, le punem pe drumul bun, cu siguranță, la final, măcar 10 vor ajunge la maturitate cu succes. Încă o dată, vă doresc mult succes, dragi manageri. Încă o dată vreau să spun așa, apăsat, că este o inițiativă minunată. Mă bucur că în curând de începe activitatea parlamentară, cum știți, pe 1 septembrie, în care să sprijinim și să inițiem noi constanțeni, parlamentarii constanțeni, proiecte pentru constanțeni, inclusiv în sectorul forest. Vă doresc mult succes, vă doresc multă sănătate și vă și exprim poate respectul meu de plin față de oameni ca domnul dr. Muhammad Murad. Vă mulțumesc! În primul rând, să fiu comod, ca să pot să discut mult mai liber. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Sincer să fiu, nu eram pregătit pentru un dialog, dar pot să vă spun că astfel de idei sunt interesante și mai ales mulțumesc domnului doctor, pentru că ele sunt promovate, în primul rând, la Năvodari. Orașul Năvodari este un oraș care datorează foarte mult domnului doctor, prin faptul că aici s-a născut turismul, prin dumnealui, prin investițiile pe care dumnealui le-a făcut și ceea ce trebuie să fac este să vă mulțumesc. De fapt, vreau să vă mulțumesc și vreau să vă spun că în viitorul apropiat o să am nevoie de expertiza dumneavoastră, pentru că la nivelul stațiunii Mamaia Nord o să lucrăm la toate documentele legate de organizația de management a destinației. Lucrez acum la strategia de turism pentru Mamaia Nord. Lucrez la, să zic, tot ce înseamnă parcările pentru Mamaia Nord, autorizații de funcționare și o să am nevoie de informații și cred că cele mai multe și mai bune informații le iau de la cei mai buni. De aceea, cu permisiunea, o să solicit să mai avem discuții legate de Mamaia Nord și de tot ce ține de dezvoltarea turismului în Mamaia Nord. Vis-a-vis de acest eveniment, nu pot decât să fiu foarte încântat că există un astfel de preocupare. Eu vă pot comunica că sunt la, hai să spun, vin în întâmpinarea dumneavoastră dacă există o eventuală necesitate de implicare a orașului Năvodari. Sper ca o parte din cele 15 afaceri care vor fi gândite să fie și pe rasa orașului nostru, astfel încât să dezvoltăm cât mai mult tot ce ține de Mamaia Nord și de orașul Năvodari. În primul rând, mulțumesc! Vă doresc și dumneavoastră o zi frumoasă și idei cât mai bune și dezvoltare cât mai multă în domeniul afacerilor. Vă mulțumesc, domnule doctor, mulțumesc și colegilor prin prezența lor. Mă bucur foarte mult că sunt aici alături de Năvodar, alături de mine. Mulțumesc, cu drag! Mulțumim foarte mult! Mă invit să ne spun câteva vorbe și pe doamna primar a Comunei Cumbăna. Și ar fi foarte interesant, pentru că noi avem aici unul dintre proiecte, este legat de o fermă de pui și de curcan bio. Dacă aveți cumva acolo un teren unde noul antreprenor, alături de domnul Murad, să inițieze o astfel de fermă. Bună ziua! Spun și eu, ca reprezentant al celor peste 18.500 de locuitori ai Comunei Cumpăna, și mulțumesc pentru invitația înaintată de domnul Muhammad Murad, omul care nu doar are experiență, dar pune suflet în dezvoltarea Constanței prin turism deocamdată. Atelierul de afaceri, programul pe care l-a inițiat dumneavoastră la Constanța,
își extinde aria de acțiune, după cum se vede, în toate localitățile județului și Cumpăna, care este la 2 km de municipiul Constanța, atât mai avem și ne unim cu Constanța, reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea acestor proiecte. Prezența mea aici este pentru că, în primul rând, mă interesează tinerii Comunei Cumpăna, peste 3800 de tineri, cu vârste de la 18 la 35 de ani, dintre aceștia putând fi identificați cei care să treacă de la statutul de angajat la angajator. Nu putem să realizăm aceste proiecte decât cu sprijinul mediului de afaceri. Doar parteneriatul cu mediul de afaceri este garanția creării locurilor de muncă și în timp creșterea taxelor și impozitelor la bugetul local. Este, dacă vreți, un lucru real. Da, domnule Murat Mohamad, avem la Cumpăna și vă invităm acolo pentru a putea să identificăm teren care se află la proprietari. Comuna nu are decât terenuri puse la dispoziție pentru două parcuri industriale. Unul dintre ele se referă la proiecte Innovolution, Smart, dar unul dintre ele la activități de prestări servicii de mică industrie, unde se pot regăsi atelierele despre care dumneavoastră vorbeați în proiectele prezentate. Tocmai de aceea vreau să deveniți un partener al administrației publice locale Cumpăna și apucasem să vă spun mai devreme că nu-mi doresc ca a noastră comună să devină doar dormitor, o comună dormitor, ci să trăiască prin proiectele proprii. Este o bătălie, e adevărat, pentru construcțiile imobiliare pe teritoriul comunei. Oriunde, oricum, haotic, important e să crească în înălțime, fără să intereseze disconfortul pe care îl creează celora care deja au locuințe parter sau parter plus 1. Tocmai de aceea, intenția noastră este de a desfășura, dacă vreți, o dezvoltare urbană civilizată, încercând chiar să luptăm cu acei agenți imobiliari. Frumos gând, frumos proiect. Am să pornesc la drum propunând aceluia care dorește să construiască cartier rezidențial, puneți și realizați lângă un tânăr și noi administrația publică locală, din cele 15 proiecte, doar 3. Doar 3. Și atunci vom dovedi că într-adevăr suntem buni români și că ne interesează și dezvoltarea economică a celorlalte localități, nu doar câștigul propriu. Însă până atunci vă invit să dezvoltăm la Cumpăna, pe un teren al administrației publice locale, un parc de distracții, nu neapărat piscină, nu aquapark, ci parc de distracții care să fie precum Tivoli de la Copenhaga. Deci, micul Tivoli îl numim noi la Cumpăna. Este posibil și am avea pentru tineri acasă și acolo un centru de distracții, și acolo locuri de muncă și să fie făcut tot de un tânăr cu sprijinul profesional al dumneavoastră. Dragi parlamentari, indiferent de culorile politice pe care le aveți, avem rugămintea să susțineți, acum că toți ați amintit, domnule președinte, de reînceperea activității parlamentare, repartițiile de la buget, de la bugetul de stat, către administrația publică locală, a fondurilor necesare pentru cofinanțarea proiectelor. Nu că nu este capabilă administrația publică locală să acceseze fonduri europene. Nu avem posibilitatea susținerii cofinanțărilor în timp optim, așa cum ar fi necesar. Indiferent de faptul că aici, din păcate, nici nu mă așteptam să fie doar reprezentanței PSD-ului, gândindu-mă că ne interesează nu culoarea politică, ci dezvoltarea economică, aceasta nu are culoare politică, cum nici activitățile de susținere ale tinerilor nu trebuie să aibă culori politice. Vă mulțumesc și vă așteptăm la Cumpăna. Mulțumesc mass mediei pentru interesul pe care l-acordați în mediul rural al județului Constanța și nu numai. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! O să reinvit pe domnul Mohamad Murat să răspundă în prima fază întrebărilor jurnaliștilor. Da, sunt deschise întrebările, dar înainte aș vrea un lucru foarte clar, că am invitat toate partidele politice și toți, inclusiv primarul Constanța, consiliul Asan,
și toate partidele care sunt în Constanța, pentru că, așa cum spunea doamna primar, spune că așa este. Când vorbim de economie, nu putem vorbi de culoare politică. Așa am procedat și eu și sunt mirat un pic că prezența cei de la putere este zero astăzi. Probabil sunt foarte preocupați și pentru proiectele care nu știm de ele pentru Constanța. Aștept întrebările dumneavoastră. Întrebare. Până la acest moment a existat vreun om de afaceri din Constanța care să vă fi contactat? Răspunsul nu este nu, dar nu voi opri aici. O să mă duc eu la și vei lua legătură cu ei, să explic proiectul, să fie alături, așa cum se spune, că să fim o echipă. Dar momentan, ca Fenice, putem asuma cele 5 proiecte, dar dacă vin alături de mine, sunt convins că cele 600 de persoane sau 700 care au exprimat dorința de a veni la o discuție, vor fi, nu 15, vor fi 100. Și ce m-a mirat foarte mult și m-a surprins plăcut că avem foarte multe mereu primite din străinătate. Foarte mulți care doresc să întoarcă în România, vor acest lucru, dar din păcate nu putem vorbi doar să vină în România și să sta la un salariu de 3-400 de euro, nu este o soluție pentru familia lor. Și de asta vă spun că sunt convins că o să avem răspunsuri pozitive, vom lua legătura cu ei, vom face întâlniri cu mediul de afacere, dar momentan putem baza doar pe cele 15 proiecte. Ce condiții trebuie să îndeplinească acești candidați? Cu ce trebuie să vină ei în acest proiect? Deci, cred că din punct de vedere financiar nu trebuie să vină cu nimic, nici logistic, doar să fie pregătiți să asume această inițiativă, pentru că e foarte important și așa îmi spuneam, nu putem vorbi din program, nu putem vorbi de noi să venim cu toate soluțiile. Trebuie să vedem că au ambiție, sunt pregătiți din toate punctele de vedere ca persoane de a fi responsabil, perseverent, bun pe comunicare și iar regiune pot să-i ajut fără nicio problemă, având în vedere că îi asigurăm, așa cum spuneam, latura de vânzări. Deci, cred că foarte multe persoane care au zis, dacă aș avea bani, aș face nu știu ce. Bun. Acum, problema de aș avea este face parte din trecut, bani avem, soluție și pe vânzări avem, doar rămâne logistica, avem foarte multe terenuri și depozite și așa cum a spus doamna primar, sunt convins că mulți primari care vor veni alături de mine pentru acest proiect, având în vedere că privește pe localitatea respectivă sau orașul respectiv, iar nu rămâne decât ei să fie pregătit din toate punctele de vedere, fără niciun pic de frică, lejer, că numai din greșeli se învață, iar greșelile ne aparțin, eșecul mă aparține, iar succesul îi aparține. Depinde de ei și, repet, nu este nevoie să mă duc în Italia sau în Spania sau în Germania ca să caut ce să fac, se poate și în țara să câștigi 2000 de euro și de asta am zis că plecam la început cu această sumă de 2000 de euro salariu pe lună sau venit pe lună pentru dânsii ca net, încât să aibă un confort financiar mai bun decât a avut până acum și de aici încolo eu sper că într-un an de zile și garantez că dacă mă ascultă și sunt așa cum ar trebui să fie, vor avea un venit de peste 20.000 pe lună net cu siguranță. Proiectul dumneavoastră va avea continuitate, adică vă gândiți și la anul să oferiți alte 15 formule de sprijin și doi, dumneavoastră sunteți constanțean 4-5 luni pe an maximum. Dacă vă gândiți să extindeți proiectul în București, unde mai aveți afaceri sau prin alte părți? Da, proiectul meu aș vrea să-l continuu, că așa cum am anunțat că vreau să dau înapoi o parte din ce am primit, și din toate punct de vedere financiar și ca experiență, nu neapărat să trimite de la județul Constanța, că de a fi constanțean o zi și de folos pentru mii de oameni, este mai, mult mai ok decât a fi constanțean zi de zi și cu rezultatul zero. Prezența nu înseamnă că neapărat aduce eficiență. Eficiența nu se calculează cu timp stând într-un loc sau altul, se calculează ce faci în așa timp care îl aloc pentru Constanța. Da. Și uitați, așa cum spuneam, și mulțumesc domnul primar Florin pentru
această subliniere că am început un nou dat, așa când am venit de aici, nu era nimic. De aici încolo mai era singur complex turistic Răgie Maria și după aia pauză, până în pod, tabăra care era în parajele, care e și acum la fel. Și am venit în Novodar, faptul că n-am avut loc să fac investiție în prezența domnului primar Mazăre. 13 ani nu am primit un aviz pentru un absolut nici măcar să vopsesc balustrada de la Majestic sau de la Perla. Și atunci am zis că m-am dus spre Novodar și aici am fost primit mai ok și am făcut așa dezvoltare, iar asta Novodar este, are un grad de ocupare de peste 80%, 90% față de Mamaia, unde grad de ocupare este până în 60%. Am plecat la Olimp după Novodar, că am rugat pe domnul primar două chestii importante. I-am spus, una cu parcările, să fie atent la parcările, să nu fie o stațiune foarte ca și Mamaia înghesuită. Și a doua chestie, să avem aceeași fasadă. Pentru că dacă uităm în Grecia, tot ce promovează Grecia este fasada albă și este o plană albastră. Deci nu e așa complicat. Eu m-aș bucura și la doamna primar, la compania asta, îmi punem un stil de construcție în care să fie, să devine el însuși o promovare singură. Mă duc în cumpăr acolo unde văd toate blocurile sunt, au o culoare, un fel de fasada la comun, la fel ca toate, pentru că așa înseamnă turism, imaginea care se creează. Turismul nu înseamnă că doar friptura sau ciorba care o mănânci. Turismul înseamnă totul. Sunt trei componente în turism. Trei. Eu când am zis că vin la Constanța, aveam prima chestie care vreau să fac, Air Constanța. Pentru că sunt trei componente importante. Prima ne aparține nou, să schimbăm faianța, să construim, să facem un confort pentru clienți, să avem o sănătate bună, etc. Ca mediu de afaceri privat, să fie spațiu verde la noi. Doi, componenta primarilor care, când ieșim din complex, să fie și ei pe măsură, să ține spațiile verzi, să fie luminat public, să avem primul ajutor, să ajungă pompieri în timp scurt, să există centre de informare și etc. și parcări necesare. Și a treia componentă este transportul. Avem un aeroport Goroceanu care capacitatea este sub 2%. De ce față de altul, cum e, nu vreau să laud că când sunt penedist, când sunt pesedist. Nu. De ce la Cluj aproape este, lucrează pe capacitatea de 70% aeroportul din Cluj? Asta e întrebarea care nu găsesc totuși. Și de asta vă spun. Nu. Sunt proiecte foarte binevenite în parteneriat cu publicul privat, este singura garanție că pentru economie sănătoasă. Bună ziua! În primul rând vreau să vă felicit pentru inițiativa proiectului și am și eu o întrebare. În formularul de înscriere am văzut că unul dintre puncte este de fapt este o întrebare. Dacă ești dispus să vii cu o sumă de bani și care ar fi aceea? Acest punct reprezintă un fapt decizional în alegerea celor 15? Nu, răspunsul este categoric nu. Nu avem nevoie absolut de nicio sumă, dar dacă unii doresc și au o afacere care vor să o dezvolte, consider că nu neapărat o sumă de bani, un venit material care să ia în calcul. Deci răspunsul meu este nu. Aș prefera oameni care n-au avut până acum afacere sau care au avut afacere și au avut eșec. Pentru că e foarte important să vină cu inițiativă. Din care am învățat ceva. Probabil. Cred că, vă spun sincer, eu nu cred că există o soartă. Nu cred în asta. Dovada că sunt mii de oameni, dacă ne uităm la oameni de afacere celebre, hai să vorbim despre frații de la Lidl Auchan. Doi frați care au început afacere în Germania, în 72, punând în cort într-o comună. Și au vândut conserve. Deci asta este o companie de miliarde. Și că e mii de exemple. Deci nu e nevoie neapărat, cred că omul, nu că e suficient să facă o milioane de euro. Uneori prea mult un om ca să facă milioane.
Că e foarte, are tot ce trebuie. Ce are nevoie omul? Ce are nevoie? De ce unul are salariul în Germania? O chestie care n-am înțeles, nu știu, eu vă întreb. Unde izvorăște donarea, venitul pe cap de locuitor este 8.300 de euro pe lună. Pe cap de locuitor. Folosiți resurse naturale de lume. Venitul pe cap de locuitor în Turcia este de 415 euro. Explicați-mi care. Ce au în plus? Au cazul legal. Au programe care face guvernul astăzi. Care ați văzut cu acest program de Parstar sau cum... Startup. Eu nu cred în el. Plec pentru o afacere, iau 50.000 de euro și la primul control, bum, bloc total. Și doi au rămas și cu dosare și cu alte. Deci avem nevoie de oameni cu expertiză, cu experiență, pentru că e mai important decât bani. Și de asta, banul este ultima grijă care avem și chiar nu este nevoie de ea, dar dacă sunt unii doresc o chestie mai mare decât noi o vedem, suntem de acord și să vină cu participare. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Bună ziua! Am și o întrebare. Spuneați că v-au contactat foarte mulți oameni din afară. Ce se va întâmpla cu acei oameni dacă vor renunța la joburile pe care le au și vor veni aici, dar nu vor câștiga? Eu am și anunțat public că pentru cei care sunt afară, Fenicia îi suportă cheltuieli de deplasare și sper să nu folosească acest conjunctură ca să vină doar în vizită acasă. Și suportăm noi transportul, cred că au și când se poate lua o vacanță de, sau o, să zic, permisiune de acolo de lucrează pentru câteva zile, ca să vină să aplice la... Este foarte greu. Astăzi, de exemplu, sunt peste 600-700, aștept 1000 de persoane. Sper să nu vor câștiga 15 și încă 15 de rezervă. Deci, o să rămână peste 900 de persoane care nu avem soluție momentan. Cred că de 900 și aștept și noi nicio problemă, până la urmă, asta e, asum. Că vor fi criticat de cei 900. Dar pentru mine e important că cei 30 să reușesc. Pentru că n-aș putea să asum un număr de așa de mare, 100.000 de persoane foarte mult. Și cum să faci selecții? Sunt convins că nu să fim perfect. Dar vă spun sincer, nicio persoană nu are, indiferent cine este, și indiferent de cine din partea cui bine, nu avea niciun avantaj față de altul. Dacă în perioada următoare au să vină alți investitori, alți colegi de brează de-ai dumneavoastră, vă veți gândi să suplimentați numărul celor care vor să aplice? Dacă vine alți, o să vină cu expertiza lor și îl las lor loc de alegeri, de ales proiecte respective sau împreună cu candidați să vină cu proiectele, nu va fi decât poate consultativ să dau o părere. Să vină în fiecare persoană și aștept, așa cum spuneam, la toți milionare din Constanța. Constanța are peste 100 de persoane care astăzi au avere de peste 10 milioane de euro. Să înțelegem că s-ar putea să fie 115 peste puțin timp, nu? Deci eu vă spun că m-aș bucura foarte mult. Cred că e abordarea lor. Una când vorbesc cu Mohamed și are probabil cât de cât un pat și alta când vorbește Macar Mihai Lucu ca președintele Consiliului Județean. Sau ministrul nu știu care din Constanța. Deci, și de asta înviți clasa politică. Și primare. Și să vină ei și cu propunerile care vin de afacere. Încât să vină alături de nu de mine și repet, alături de acest proiect. Eu nu vreau să-l asum eu, doar eu. Eu sunt unul mic din acest proiect. Invit pe toți constanțienii care au și vor să vină un pic alături de cei care au nevoie, să mă alatur. Pomeneați de Cluj. Clujul este în fața Constanței. Motivele se cunosc. Constanța are turiți câteva luni de zile pe an. Clujul are un an. Câte hoteluri din Constanța sunt dispuse ca pe timpul iernii să primească turiști? Sunt mii de oameni care ar dori să vină la Constanța pe timpul iernii.
Da. Aici aveți dreptate 100%, adică dacă suntem în Constanța, Clujul are, are ce are Clujul și nu are turism. Da, au mare avantaj, e că e nu turism și noi avem turism. Pe cum adică dacă, dacă mâine trântim așa și facem și așa, primare, fac o ofertă către companii de IT, IT din România, spunând că primele 2 ani de zile nu luăm impozit pe clădire. 3 ani, 4 ani de zile. Dăm terenul, cum spunea doamna prima. Dom'le, veniți, faceți la noi ce, o, o firmă care să aducă 2-3 mii de angajați. Ce e prea? Din Cozul avem un plus două chestii importante față de Cluj noi. Unu, portul Constanța și doi, turismul. Ei au mult mai puțin decât noi. Noi putem să fim și la fel ca Cluj și mai bine pe IT sau pe altele. Mii de firme fac team building. Ar dori să vină în Constanța să facă asta. De ce să ducă la munte? De ce să ducă în alte stațiuni? Nu vă gândiți să faceți ceva pentru acest lucru? Ce anume să fac? Deci să, să fie și pe timpul ierii deschis hotelul dumneavoastră. Să aibă încălziți, să aibă tot ce trebuie. Am dat un exemplu. Știți cum e asta, ideea asta care de a face și aștept? Știți cum e? În economie liberă există singură regulă. Care putem, restul sunt filozofii. Regula cere și ofertă. Dacă mâine dimineața mi se cere că, că degeaba vorbim despre investiție. Investițiile nu să fie decât dacă există cerință. Dacă mâine văd că am grad de ocupare 30%, mă deschid hotel. Dacă ajung la 70%, mai construiesc încă unul. Cum s-a întâmplat acum la Olimp. Anul trecut, și acum 2 ani de zile, era mers pe patat 20 de euro. Nu cumpăra nimeni. Paragină totul. Ce înseamnă o investiție importantă? Și m-am dus acolo, sigur că am zis, cred, experiența de nouă, dar m-am învățat acolo să, să fac și acolo. Astăzi, în Olimp, metru pătrat este 300 de euro. Și nu e așa. Grad de ocupare în Olimp este mai mare decât în Mamaia.